Bine, v-am regăsit, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și în cadrul lecției de astăzi vom vorbi despre aria rombului. Așadar, în figura alăturată este prezentat rombul ABCD. După cum bine știm, rombul este format din patru triunghiuri dreptunghice congruente, triunghiuri determinate de diagonalele sale. Diagonalele rombului sunt perpendiculare și se înjumătățesc. Așadar, Aria unui triunghi dreptunghic calculându-se după formula cateta 1 ori cateta 2 pe 2, putem afirma că aria rombului este egală cu de 4 ori produsul AO ori BO supra 2. Așadar, obținem formula ariei unui romb și anume diagonala 1 ori diagonala 2 supra 2, adică jumătate din produsul diagonalelor. O altă formulă de calcul a ariei rombului se bazează pe faptul că triunghiurile ABD și BCD sunt triunghiuri congruente. Așadar, aria triunghiului ABD fiind egală cu baza ori înălțimea pe 2, putem afirma că aria rombului este de două ori AD ori BE pe 2, obținând astfel produsul dintre latură și înălțime, adică a doua formulă de calcul a ariei unui romb, și anume baza ori înălțimea. Înălțimea fiind distanța de la un vârf al rombului la latura opusă. Acestea sunt cele două formule de calcul ale ariei unui romb. În continuare, vom aplica formulele de calcul ale ariei unui romb în cadrul a două probleme practice. Prima problemă spune că. În imaginea alăturată este ilustrat modelul de faianță existent pe peretele din Baia Anei. Plecile de faianță folosite au formă de romb, având diagonalele egale cu 30 și respectiv 20 de centimetri. Determinați suprafața acoperită de acest model știind că au fost folosite 32 de pleci de faianță albă și 32 de pleci de faianță portocalie. Așadar, în primul rând vom determina aria unei plăci folosind aria rombului dată de diagonala 1 ori diagonala 2 supra 2, adică 30 ori 20 supra 2, adică 300 de centimetri pătrați. Aceasta este aria unei plăci de faianță. Acest rezultat trebuie să îl înmulțim cu 64, deoarece în total avem 64 de pleci de faianță și vom obține astfel 19.200 de centimetri pătrați, adică 1,92 metri pătrați. Aceasta este suprafața pe care o acoperă modelul din baia anei. Următoarea problemă. Se referă la un teren agricol, care are formă de romb, având latura de 5 hectometri. Acest teren este cultivat cu porumb și știm că el este străbătut de două căi de acces și anume diagonalele AC și BD. Știm că AC are lungimea de 16 hectometri, BD lungimea de 8 hectometri. Ceea ce trebuie să determinăm este lungimea canalului de irigații BE, știind că BE este perpendicular pe AD. În cadrul acestei probleme vom folosi ambele formule de calcul ale ariei unui romb. Așadar, suprafața terenului se poate afla folosind formula AC ori BD supra 2, deci jumătate din produsul diagonalelor. Sau latura AD ori înălțimea BE, care este exact canalul de irigații. Înlocuind, vom obține că 16 ori 8 supra 2 este egal cu 5 ori BE. De aici obținem că BE este egal cu 128 supra 10, adică 12,8 hectometri. Aceasta este lungimea canalului de irigații. Astfel am aplicat în cele două probleme practice formulele de calcul ale ariei unui romb. Aceasta a fost lecția referitoare la aria rombului. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere.